În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din Egipt am chemat pe Fiul meu. Bisericioși, iată-ne în cea de-a doua zi a Marelui Praznic al Nașterii Domnului, o zi în care Sfinții Părinți au considerat de cuviință să ne prezinte puțin din zbaterile unei familii de a păstra ceea ce au primit. Pentru că trebuie să fiți de acord cu mine că nu e vorba numai despre Mântuitorul care se naște, este vorba și de ce se naște în sufletul nostru. V-am mai spus și altă dată, orice mesaj, orice carte pe care o citim nu este atât de importantă prin ceea ce ne transmite, cât este de importantă prin ceea ce scoate din noi. Și anume, ceea ce s-a întâmplat imediat după nașterea Mântuitorului și după ce au venit magii, a răsturnat puțin tot ceea ce însemna un mini-echilibru a unor oameni. În momentul în care apare un copil, toată grija este ațintită asupra lui, pentru că este vorba de un organism plăpând care are nevoie de protecție. Protecția însă nu înseamnă numai a-l hrăni și a-l îmbrăca. Este mult mai mare. Este vorba de pericolele care îl pasc. În afară de vaccinările din ziua de astăzi și de marea grijă pe care o avem cu cei mici, era vorba și de perspectivele răutății care se stabilise împotriva lui, și anume Irod, când a aflat că s-a născut un împărat, deja vedea dușmanul, adică pe cel care urma să ia locul. Și cu cât nu știa despre el nimic, cu atât era mai înfricoșat, pentru că măcar dacă de un dușman cunoști ceva, atunci poți să stai liniștit, știi unde se află, pui pe urmele lui, pe unii, pe alții, dar el nu știa. Și atunci i-a rugat în mod viclean pe magi ca după ce îl găsesc pe împăratul acesta să vină să-i dea de veste, numai că a uitat că mai era și Dumnezeu în planul de mântuire al neamului omenesc și le-a dat gând magilor să se întoarcă pe altă parte. Ei, cred că una peste alta începem să intrăm în subiectul nostru. Și anume, haideți să considerăm tot ce s-a întâmplat mai mult decât un fapt de viață. Să-l considerăm și chiar mai mult decât o pildă sau de o parabolă. Este vorba de sufletul nostru și de gândul pe care îl poartă. Sufletul nostru este ca o familie în care se plămădesc copiii gândurilor noastre. Și anume vine primul gând. Vine primul gând după care, dacă nu suntem în stare să îl urmăm imediat, el se ticăloșește. Din punct de vedere neurologic, primul gând ajunge în amigdală și dacă noi îl lăsăm puțin, imediat se duce la capacitatea de a gândi și de a judeca lucrurile. Vedeți, de exemplu, dacă aveți în față un obstacol și sunteți la volan, în momentul în care ați simțit obstacolul, l-ați văzut, picioarele deja se duc pe pedală de ambreiaj și pe frână și ați oprit mașina. Dacă ați lăsa o fracțiune de secundă să controlați acest lucru și v-ați aduce aminte că ma soacră de la care ați plecat v-a pus o oală de sarmale în portbagaj, bineînțeles că reflexul acesta pe care l-ați avut s-ar anula. Pentru că mintea ar zice, auleu, dar ce deranj se va face, și voi răsturna sfintele sarmale pe care trebuie să le gust, să le notez că ma soacră, dacă mă află, ce fac? Cam așa se întâmplă cu noi vis-a-vis de primul gând. Trebuie să știm cum să gestionăm primul gând. Și cred că Dumnezeu este așa de bun, cel puțin cu mine personal, încât mi-a dat atâtea lucruri să vă spun și în dimineața aceasta am plecat de acasă mult mai târziu decât de obicei, pe la 5:30. Și mă bucuram așa, în primul rând, că plecasem cu o marjă de timp și nu mă grăbea nimeni. Eram curios ce se va întâmpla. După ce
am ieșit cu mașina din parcare, am făcut cu mâna, am auzit așa cu urechea stângă, cu care eu nu aud de obicei, un zgomot de pană, de cauciuc, stânga-spate. În acel moment, primul gând a fost să merg puțin mai departe, deși rațional gândeam că dacă mai merg câțiva metri, pana este mult mai adâncă, să înseamnă și cauciucul. Și zic, nu, dacă rămân o să mă vadă soția de la geam și o să intre în panică și zic, lasă. Deși era în parcare încă mașina copiilor mei, ca să mă întorc, să iau cheia, zic, lasă așa mai bine. Și am dat-o după două mașinuțe mai în față, nu m-a văzut nimeni. Am parcat acolo și în momentul în care a ajuns tot semnalul la mine și m-am dat jos și am constatat că, într-adevăr, era pană de adevăratelea, cred că voi avea o veste bună că nu am mers prea mult ca să se termine și cauciucul, dar e mai puțin important. Important este faptul că în momentul în care am constatat și mi-am dat seama că am trecut de primul șoc, acela de a mă întoarce și să iau altă mașină, intervine imediat un anumit gen de frustrare. Eu vă spun cum funcționează mintea la mine ca să puteți să vă aplicați și dumneavoastră câte ceva. Doamne, zi-mi și mie cu ce am greșit. Nu că, Doamne, sunt sfânt și... Nu, măcar să învăț o lecție. Probabil că este o lecție. Și în momentul acela mi-am dat seama că putem să facem din orice întâmplare din viața noastră o sursă de mare frustrare și nu este bine. Și atunci am luat-o în felul următor. Am zis, nu e neapărat nevoie să fi greșit. Bine, poate că și o șlefuită mândrie să fi spus asta, dar mă rog, m-am împăcat cu mine și l-am rugat pe Dumnezeu imediat să mă ierte. Dar mi-a venit un gând frumos. Lasă că poate voi afla, măcar până în seară, de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Și încet, încet au început să vină explicațiile. Pentru că atunci când nu le ceri, ele vin singure. Și anume, în primul rând, prima explicație care mi-a venit a fost aceea că este una dintre puținele, rarele, rarissimile momente în care eu chiar nu mă grăbeam. Vă imaginați că eu, care sunt tot timpul pe fugă, tot timpul am de făcut de ceva, acum chiar îmi permiteam, vreo 10 minute, un sfert de oră, eram în marja de timp. Și zic, înseamnă că asta e bună și mi-am dat seama de ce se întâmplă lucrul acesta pentru prima etapă. Și anume, să mă conștientizez că am trecut pe lângă aceste astfel de momente, de exemplu cu 24 de ore înainte, când trebuia să fiu la 4:30 dimineață aici. Și în momentele în care m-ar fi așteptat aici cu 10 minute în plus, o mulțime de oameni pe care nu mai puteam să o îmbrățișez cu aceeași nonșalanță cu care vreau să o fac eu ca duhovnic. Și atunci mi-am adus aminte că, într-adevăr, n-am mulțumit lui Dumnezeu pe cât trebuia, că nu mi-a dat niciun necaz niciodată să mă întârzi într-un fel sau într-altul. Și am zis, gata, cu satisfacția asta că am găsit și cauza pentru care, de ce, Doamne, știți că chiar Nietzsche spune la un moment dat că dacă ești pregătit să ai un răspuns la de ce, cu siguranță că poți să accepti orice, în ce fel. Și am mers mai departe. Mai departe, un vecin își întorcea mașina și zic, mă, o să treacă pe lângă mine, și l-am salutat. Acum, dacă omul nu m-a văzut pe jos niciodată, în afară de a ieși din curte și până la mașină, nu m-a văzut niciodată pe jos. Ce-o fi zis? Bă, omul, cred că are aici la două case ceva. Și a plecat. Noi copii, să știți că în momentul în care am făcut 2,5 km pe jos, mi-am dat seama, în primul rând, că am condiție fizică și am început deja încrederea de sine să se manifeste. Am vrut să văd în cât timp am făcut acești 2,5 km și atunci mi-am dat seama de altă situație. Uitasem telefonul în mașină. Și acum începe o desfășurare de gânduri. Dacă nu dau mesaj soției,
în maxim 10 minute că am ajuns, că una, că alta, o să intre în panică. Dacă intră în panică, nu e bine, pentru că mă sună și n-are cine răspunde și ce s-a întâmplat. Diabetic fiind, zilele astea foarte aglomerate, vă imaginați, urma o situație foarte delicată. Zic, nu, Doamne, dă-ntorci, nu mă mai întorc, pentru că deja era prea departe. Și am văzut că mă apropiam de un local. Știți că sunt locașe și localuri. La ora 6 fără 20, știți cum trec taxiurile spre localuri? Hai de mine, toți cheamă taxiuri. Și eu zic, hai că veneau cu verde. Veneau taxiuri cu verde, zic, hai că mi-a ajutat Dumnezeu. Și nu mi-era de mine, că puteam să vin pe jos până aici, acum erau 3 km și ajungeam aici. Dar problema era următoarea. Nu mai permiteam încă un sfert de oră de mers pe jos, pentru că nu mai puteam să mă încadrez sub nicio formă în programul zilei. Și am făcut cu mâna, așa, nonșalant, crezând că gata, primul care ridică mâna pe stradă. Nu, tată, ei veniseră special la cei de la club. Pentru că pe cel pe care îl iei de la club poți să-l duci spre Mamaia, pe la Eforie Sud. Dar unul așa, rumburac, îmbrăcat în reverendă, nu poți să-l duci până la o biserică, poate să uite la tine așa frumos și trebuie să-l duci și degeaba. E, nu și-au băgat în cârf cu mine. 3. Dumnezeu, al patrulea a semnalizat că mă ia. Deja nu mai credeam. A, semnalizat. Știți când intrați în mașina unui taximetrist? El vorbește la telefon. Dom'le, pur și simplu, vorbește la telefon. I-am zis, stoia înainte să nu putea să-i opresc omului convorbirea. Vorbea la telefon, am văzut însă pe bord numele lui. De ce credeți că a oprit? Era musulman. Pentru că dacă era creștin, nu lua un popă de dimineață la 6 fără 20, că îi mergea rău. Dar musulmanul, ce-o problemă? Musulmanul m-a luat fără nicio problemă. L-am așteptat cam până la, să zic așa, până să ajungem la capitol, am încheiat convorbirea. Eu mi-am cerut scuze că l-am deranjat oarecum cu prezența mea și nu mai poate să vorbească încă 10 minute. Și s-a uitat așa de sus până jos la mine, m-a văzut simpatic, i-am căzut bine așa la prima în fața oșare, m-a întrebat câte ceva despre Crăciun, despre naștere, una alta, foarte curios omul. Și când am ajuns aici mai spre biserică, i-a zis-o cam pe unde să o ia, omul știa cam cum vine treaba. Și mi-a zis, domnule, eu aveam o altă impresie despre popii. Și după ce am coborât, i-am lăsat omului niște bănuți, așa, încă de vreo 2 ori cât era pe aparatul taxat, deja era jenant să-i dau cât scrie acolo, că era prea puțin, din punctul meu de vedere, din câte mă scosese. Și l-am văzut așa luminat la față, nu neapărat pentru suma pe care a primit-o. Și zice, domnule, chiar mă bucur de asta, că ne-am întâlnit dimineața asta, că mi-a schimbat și eu părerea. Și atunci mi-a venit mie răspunsul, de ce am rămas pe jos în dimineața asta. Ca să poți să-L găsești pe Hristos într-un areal care nu ți aparține, este cea mai mare șansă. Ca să poți să-L propovedești pe Hristos fără limbajul de lemn, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care s-a născut din prea curata și de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ca să fii eliberat de acest limbaj și să-ți folosești numai limbajul posibilităților de a zâmbi în fața omului și de a-l îmbrățișa cu privirea caldă și calmă, să știți că pentru mine este cea mai mare minune pe care Dumnezeu a lăsat-o omului. Și acum pot să vă spun că a venit și pentru mine Crăciunul, într-adevăr. De ce? Pentru că prin mine, nemernicul, un musulman și-a schimbat părerea despre Biserica Ortodoxă Română. Și chiar mi-a mărturisit lucrul acesta. Și eu, să știți, chiar cred, pentru că am văzut pe fața lui. Dacă însămânțezi un bob de grâu, trebuie să aștepți 9 luni ca să iei roadele. Dar ca să culegi roadele repede, însămânțează un zâmbet
și vei avea acum pe românește feedback-ul imediat. Imediat vine roada zâmbetului, roada bonomiei și roada posibilității de a intra în legătură cu celălalt. Și o să mă întrebați de ce v-am povestit toate acestea? Pentru că acesta este mesajul: din Egipt am chemat pe fiul meu. Preoția mea astăzi a fost chemată din Egipt. Adică dintr-o zonă departe de preocupările creștine, și am putut să dau mărturie că, într-adevăr, primul gând trebuie să fie respectat. Primul gând este primul născut al nostru. Primul gând este cel mai vulnerabil, pentru că dacă ajunge în furcile caudine ale gândirii, el va fi desființat. Vă imaginați impulsul unui om care intră într-o mașină în care cineva a fumat? Asta este. În care cineva nu-l bagă în seamă, vorbește în continuare la telefon și el le ia ca pe o șansă. O șansă de a-și propovădui non-verbal mărturisirea despre Hristos. Și să știți că eu am o problemă cu fumătorii, în sensul că eu mă lupt și chiar sincer vreau să ajung să nu mai miros, pur și simplu, mirosul de tutun. Și mi-a ajutat Dumnezeu ca astăzi să mă rețină de la a lua gândul ăla, bă, de aici miroase a fum și miroase reverenda. A zis, nu are Dumnezeu grijă. Și să știți că n-am simțit după ce am plecat din mașina omului că aș fi luat, contaminat ceva. Nu. Ei, dar în momentul în care ai sinceritatea de a te apropia de cineva, să știți că Dumnezeu îți dă puterea de a te apropia sincer. Și vă spun cu siguranță că, din punct de vedere rațional, nu știu dacă mai am cum să mă întâlnesc cu omul acesta. Dar mă gândeam așa, dacă vreun nenoriaș dintre dumneavoastră, dintre fiii mei duhovnicești, peste câteva zile va fi găsit de un taximetrist musulman meu și îi va spune că vrea să meargă în peninsulă, cu siguranță că va ști adresa fără să o mai spună. Și atunci am făcut din adresa bisericii noastre un lucru extraordinar, un lucru comun și pentru altă lume, în afară de cea în care noi încă ne mai permitem să vorbim despre Hristos ca despre ceva departe de noi. Nu, Hristos trebuie să fie chemat în mijlocul nostru. Eu mi-aduc aminte când eram elev seminarist și veneam în zilele acestea la biserică, ascultam niște predici totale vis-a-vis de cine a fost Irod Antipa, Irod Agripa, Arhelau și toate cele. Noi copii, chiar așa credeți că mântuirea noastră constă în faptul că trebuie să știm neapărat cine a fost cu tare sau cu tare, sau de ce era unul însurat cu altul și de ce a domnit tata după ce domnise fiul? Haideți, vă rog frumos. Hristos vrea altceva de la noi. Vrea sinceritate. Vrea să-l chemăm din Egipt pe fiul său. Vrea să-l aducem în noi, pentru că a aduce pe fiul din Egipt în țara în care te afli tu, adică în mâna aceea de pământ care înseamnă trupul, și în suflarea de viață pe care Dumnezeu ne-a trimis-o prin Adam, înseamnă de fapt să-L chemăm pe Hristos care s-a născut și să-I oferim un adăpost. Adăpostul este respectarea primului gând care ne vine, fără să-L lăsăm pradă judecății, gândurilor și logicii care de cele mai multe ori reprezintă dușmanul fericirii noastre. Astăzi, în așa o frumoasă zi a nașterii Domnului, ne rugăm lui Dumnezeu ca fiul său, plecat în Egipt ca să nu-l omoare gândurile oamenilor, să vină la noi și noi să spunem: din Egipt am chemat pe fiul său. Așa să ne ajute Dumnezeu.